stadionul Ilie Oană din Ploiești va intra într-un amplu proces de modernizare. Primul obiectiv de investiții îl reprezintă schimbarea gazonului, pentru care Consiliul Local Ploiești va solicita sprijin financiar din partea executivului județean. În aceste zile se lucrează la un proiect de hotărâre de asociere între Consiliul Local Ploiești și Consiliul Județean Prahova pentru schimbarea gazonului pe stadionul Ilie Oană. Investiția va fi suportată în mare parte de către Consiliul Județean cu un mic aport financiar din partea Consiliului Local. Estimările reprezentanților municipalității sunt că suprafața de joc de pe arena ploieșteană va fi schimbată cel târziu în toamna acestui an. În care condițiile meteo nu vor fi favorabile, se pot efectua lucrări de refacere a gazonului în sistem de urgență pentru că acestea să fie schimbate la toamnă, când vremea va permite această operațiune. Din ce am înțeles, la începutul lunii septembrie vom avea o pauză de 3 săptămâni pentru că joacă Naționala României în calificări și atunci încercăm să acomodăm schimbarea gazonului în acea perioadă. Având în vedere că termenul de execuție este estimat undeva la 21 de zile și ca termen de execuție noi în caietul de sarcină să trecem 30 de zile, avem timp suficient de execuție încât să nu afectăm și jocurile de pe teren propriu ale echipei Petrolul Ploiești. De altfel, autoritățile locale intenționează că anul acesta se schimbe și nocturna stadionului Ilie Oană, dorind una cu tehnologie LED. Intenția autorităților vine în contextul în care actuala nocturnă este depășită din punct de vedere tehnic. Discutăm în momentul de față de nocturna stadionului, care este uzată și nu mai îndeplinește cerințele FRF și UEFA. Din păcate, întreținerea și reparația sistemului nu mai este facilă în condițiile în care echipamentele actuale nu se mai fabrică sau cele aftermarket nu au avize în spate, garanție și nici nu respectă toate standardele de calitate și de siguranță impuse de producător inițial. Noi în Consiliul Local am avizat documentația DALI, urmează procedura de achiziție, banii sunt puși pe sumele din împrumutul de la Czech Bank. Totodată, municipalitatea intenționează și schimbarea grinzilor metalice de susținere a acoperișului, care de asemenea au un grad de uzură ridicat.